Salut, bună ziua, seara ce-o fi. Sunt aici alături de Șerban Racovițeanu. Salut, salut. Regizor, scenarist, ce mai ești? Producător, actor, muzician, magician în timpul liber. Artist. Și, da. Deci e artist. De ce l-am chemat pe Șerban? Șerban a fost la noi la facultate un an, s-a lăsat, s-a apucat de regie, a făcut un film, se numește Narcis și Fifi, o să las un link în descriere să-l vedeți. A fost un film care chiar mi-a plăcut, am amânat foarte mult timp să văd filmul ăsta, știam de existența lui, dar, mă rog, nu mi se părea interesant să văd un film făcut așa de un student. Mi-a zis multă lume că e un film ok, nu i-am crezut, l-am văzut acum și m-am simțit nevoit să-l chem pe Șervan să vorbim. Să te revanșezi așa. Da, da, da. Deci când am pornit filmul și am văzut scena din Port Bagaj, zi tu un pic așa despre ce e filmul ca să... Da, deci e un film despre un tip care are datorie la niște cămătari de 2000 de euro și ăștia îi dau o oră la dispoziție să vină înapoi cu datoria. Și ăsta decide să se ducă la soacră sa să-i fure ăstea banii din casă. Ok, super. Și mai departe nu zic că are un twist la final, da, și da, pentru fără, cine vrea să-l vadă... Să se, da, 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 fără spoiler se ducă să-l vadă. Deci, când am văzut filmul care începe cu scena în care e tipul în portbagaj legat și asta și ăștia l-amenințau cu pistoale și chestii. Deci când am văzut filmul ăla, m-am uitat, bă, e un film de la clasic românesc cu gangsteri care nu sunt foarte gangsteri și e clar că dacă nu-și bagă nimeni nimic în scena asta, dacă nu înjură nimeni, bă, o să-l închid, că e clar că nu e deloc camera stă nemișcată, da, 10 minute pe loc, na, înțeleg ce zici. Și când am văzut că, na, oamenii chiar sunt credibili și asta, am zis, bă, da, uite, interesant. Și voiam să te întreb cu chestia asta, cu înjurăturile. E clar că toată lumea adultă și nu numai, normală la cap și care nu are niciun fel de problemă socială, nu se ferește să înjure, mai ales în situații de-astea în care se amenință cu pistoale și e scandal și asta. Deci, practic, în viața reală se folosesc chestiile astea. De ce nu le vedem în filme? Bă, la oameni le e frică. Sunt pudibonzi, mă, frate, mă. Oamenii sunt așa... Adică când aud fac, cac, pussy, sac, așa... Bă, nu-i nimic, e în engleză. Dar când aud în română, exact. îi zgârie pe... Nu știu, le e târș, așa, le... Da, nu știu de ce la noi, la români, e chestia asta. Și atâta timp cât e în engleză, e super ok, ai voie să spui fac. Dar dacă o zici în română, să belezi niște ochi așa, adică opa... Mamă, am jurat. Bă, cred că e și cum o folosești, știi? Dacă e prea mult din ceva, am făcut la un moment dat un scurtmetraj în facultate în care îi înjurau foarte mult. Și pe unii nu i-a deranjat, dar pe aia pe care i-a deranjat am putut să înțeleg de ce. Da, da. Au cam, știi... Au super exagerat și unde nu trebuie... Da, e fază să nu fie profanitate de asta gratuită doar de dragul, da, de a fi. Da. Da, există și persoane de astea în realitate care vorbesc așa, la efectiv cu... Deci bagă și... Da, ca virgulă. Și, da. Na, la unii nu pare natural, dar la unii pare și mi se pare ciudat că niciodată într-un film românesc, foarte rar, mai era Răzvan Vasilescu care zicea un Paștele Mătii câteodată sau ăsta că a apărut acum Umbre... Uh-huh. Cu Șerban Pavlu, uh-huh, care mai înjură și el. Dar, again, se vede faptul că suntem în România și nu se ferește toată lumea. Bă, nu suntem evoluați așa. Noi am stat și mult timp sub comunism în care, și ai văzut, știți filmele alea din comunism în care nu puteai să... Totul era... totul era controlat și nu putea nimeni să se exprime. Și după ce a căzut comunism, au venit regizori tineri, gen Cristi, da, Puiu, care a pus bazele altui stil de cinema în care... Și se simțea revolta aia din sufletul lor, știi? Că dacă te uiți la filme, dacă te uiți la un film care era făcut în perioada comunistă și te uiți la un film după perioada comunistă, o să vezi acolo o răzvrătire din asta foarte, foarte puternică, știi? Da. Și toate sentimentele alea care au stat închise, încapsulate acolo, ies la iveală, știi?
E nașpa, ce am trăit noi e nașpa. Eu am avut, da, e o perioadă de tranziție unde nu știi exact unde ce poți să spui, ce poți să nu spui. Mai ales că e și faza de dacă poți să vinzi chestia aia, pentru că acum dacă faci un film și vrei să-l dai la TV și are cât o înjurătură, asta... Asta e deja altă, da, TV-ul e altă, așa. Bă, cu filmul ăsta... Ca să vin așa, am avut în facultate probleme mari cu el. Da? Da, 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 au vrut să mă pice la examen, m-am certat cu ei, a fost foarte, foarte nașpa. Deci stai puțin. Care a fost povestea filmului? Cum, ce te-a determinat să-l faci? Ce, de ce l-ai făcut? A fost un fel de lucrare de licență sau ceva? De dizertat... sau dizertat... Ce a fost, mă? Nu, de dizertație. Păi dizertația înseamnă... Am făcut și asta, am fost la master. Deci la master, da, ok. Da, asta a fost în master anul întâi. Bă, am trecut așa prin mai multe etape, că la început era povestea la un criminal, un killer, asasin plătit, se ducea la unul să-l omoare și îi bătea la ușă și ăla nu deschidea ușă și ajungea asta să omoare pe toată lumea din bloc, dar pe ăla la final să nu-l omoare, știi? Și am tot jonglat cu ideea asta, am tot așa, dar nu, ceva, n-aveam cum să o fac tehnic, n-aveam o scară de bloc, era greu să găsesc și am zis, bă, ia să pun eu povestea, să o fac într-o casă. Și ai văzut Snatch? Da. E inspirat din Snatch. Snatch, ce-mi place mie la filmul ăla e că totul are un efect ăsta de domino. Toate deciziile pe care le ia un personaj și toate... Snatch ăla cu Brad Pitt. Da, Snatch cu Brad Pitt, da. Ai văzut că acolo ce face unul are efecte mai târziu în film. Cum e aia cu cutia de lapte, când vorbesc de lapte și la un dat ăla aruncă cutia și cade pe parbrizul ăla și cam așa e și aici. Tot ce se întâmplă în film e din cauza acțiunilor ăstuia lui Narcis din film, știi? Și cred că dai de masă și mi se bălumbește microfonul. Așa. Și am zis să fac și eu o chestie de genul ăsta și l-am scris într-o săptămână, două, scenariul, l-am definitivat, că știam povestea, știam ce o să se întâmple. Și l-am filmat, a fost greu, 6 actori. Am avut 6 actori, toți cu programe super full. Dar chiar, cum a fost, în primul rând, ce buget ai avut pentru treaba asta și cine l-a plătit? Presupun că l-ai plătit tu din banii tăi. Nu, ne dă și școala. Da, am avut bugetul de 800 de euro. 800 cam asta de euro. A fost, da. Și ți-ai luat din banii ăștia? Mâncare. Mâncare, benzină, am decontat taxiurile, hai, o baterie, o chestie, dar tot noi a trebuit să băgăm cu bani. Bine, acum să nu arunc cu căcat așa în școală, că ei ne-au dat echipamentul, deci noi am avut echipamente ca lumea pe ce am filmat. Aici jos pălăria, nimic de zis. Dar restul, na, tu trebuie să le suporți, știi? Și adesea stăteam și mă gândeam, bă, dar dacă, să zicem, n-aveam posibilitatea asta, nu știu, tata era miner și mama era croitoreasă. Tata era miner la un moment dat. Gen, vreau să zic, am dat un exemplu, știi? Și n-aveau ai mei posibilitate. Ce făceam? Da. Știi? Nasol. Și e foarte greu să lucrezi cu 6 actori, că toți lucrează, au proiectele lor și e foarte greu să, în primul rând, să te întâlnești pentru repetiții cu ei. Deci că eu am repetat... Să fac repetiții la chestia asta? La ce, la film? Da. Da, mă, e normal. Păi stai, nu? Adică nu tragi scenariul direct? Nu, mă, bro, poți să ți-o arși așa, pe improv să... Dar nu, la Hollywood cum fac ăștia? Nu cheamă pe toată lumea un set și dau drumul la cameră și... Bă, depinde acum, dacă ești, nu știu, De Niro, pula mea, nu-i zici lui De Niro, bă, bre, hai să repetăm. Mai mă, ăla vine direct și îți face, că știe. Dar sunt și regizori care fac așa, trimis scenariu, bă, ea vin la filmare și improvizează. Dar acolo e și de bani, câți bani ai, că time is money, știi? Mie îmi place să repet înainte. Adică eu iau și repetăm textul, că îți mai vin idei, îți mai vin și o să-ți povestesc, să vezi că cum era în scenariu și cum erau personajele și cum au ajuns personajele în film. Și asta s-a născut de la repetiție, repetând cu ei. Da. Deci aveam 6 oameni și nu puteam să mă întâlnesc cu toți deodată. Că nu aveai cum. Da, dacă mi-au dat băieții programul, deci dacă mă luam după ei, nu puteam să repet niciodată. Și am zis, bă, ok, fac așa, repet cu băieții, deci cu mafioții și cu ăsta, cu Narcis, repet într-o zi cu ei, a doua zi repet cu Narcis și cu fetele. Dar ei nu s-au întâlnit decât la filmare, cele două tabere, băieții cu fetele. Înțeles. Deci ei nu se cunoșteau decât la filmare. Și uite, spre exemplu, mafioții a doi, Renato și Găbițu. Da. Ăia la început, cum îmi imaginasem eu, erau doar doi cămătari tipici care singurul lor gimmick erau că își terminau propozițiile unul altuia. Adică dacă unul zicea dă-ne bani, altul zicea acum.
Așa, atâta erau. Și unul din ei era foarte elocvent, așa, știi. Și am zis, bă, na, ok, fac așa. L-am cunoscut pe Dominte, pe Cosmin, Jazz 8, dacă îl știi. Și i-am zis, bă, uite, vreau să fac asta așa, omul a acceptat, am zis, bun. Și după să mă văd cu Banciu, cu celălalt, cu Renato. Bă, și în timp ce mergeam spre el să mă întâlnesc la o cafenea, am zis, bă, dar ce dracu, mă, eu îl chem pe omul ăsta, e actor, a terminat și el joacă și îi chem să-i dau un rol așa de unul care completează propoziții alte. Nu merge, știi, dracu, e nașpa așa, știi? Și mi-a venit pe drum ideea, am zis, bă, dar dacă îl fac eu pe ăsta gay? dacă îl fac eu pe ăsta, e un pic de spoiler. Da. Dacă îl fac eu pe ăsta gay? Și i-am propus și uite așa a fost. Și când ne-am întâlnit, de acolo s-au născut toate privirile alea pe care ăsta îi le trage, toate. Și că, da, nu știu dacă ai observat, dar ăștia doi, îl ai pe unul foarte înalt, care e Dominte, care ăla mai făcut, și îl ai pe ăsta micu, care e așa. Da. Numai că ăla înaltul, care e mai amenințător, ăla e doar cu vorba în film. Și ăsta la altul e pe acțiune. Dar de ce e pe acțiune? Că el nu vrea ca cineva să-l deranjeze pe găbițul lui, știi? De-aia ăsta imediat sare și face și nu știu ce, știi? Adică e un closet gay așa, știi? Da. Cu Narcis când l-am ales, am dat casting frumos. Am făcut un afiș, l-am lipit prin școală, am dat pe grupuri, bă, cine vrea să vină, să vină, nu știu. Și au venit băieți care au fost mișto, dar și am avut, ăsta inițial era un cocalar. Narcis era un ăsta, un șpecheraș de București, un îmbârligător din ăsta, știi? Dar după ce a venit băiatul ăsta voi cu Aniței, care l-ai văzut cum e slab, nu știu ce, am zis, bă, dar parcă nu merge să-l fac ăla, cum îl face Bendac pe ăsta, pe Robi Roberto, știi? Puf, amoră mama cu undale, parcă nu merge să-l fac așa, știi? Merge să-l fac pulete așa, știi? Unul ăsta slab, așchilambic, care cocoșat, cocrăjat, știi? Și uite, de aici s-a născut asta. Și l-am filmat în 4 zile filmul. Într-un apartament prin în Ferentari. Într-un apartament din Ferentari găsit așa random. Păi și cum l-ai luat? Cum l-ai luat, în chirie sau cum l-ai luat? Da, deci a fost faza așa, că noi n-aveam apartament unde să filmăm, că mie trebuia să fie sufrageria într-un fel, balconul să fie într-un fel, că așa l-aveam eu în cap. Și nu găseam. Se pusese la un moment dat problema să ne ducem la Pitești, la bunica mea, o dăm pe asta bătrână afară din casă, o luăm la noi, ne mutăm acolo, pe bune, ne ducem noi acolo, plătim hotelul, vedem cum facem, filmăm acolo. Bă, dar era dracu, haos. Bă. Și ne-am dus la o cârciumă asta de lângă facultate și ne-am întâlnit cu niște colegi și eu eram foarte, foarte supărat. Și la masă era o tipă random și întreabă una din colegi, bă, dar de ce ai supărat? Bă, că nu găsesc apartament, că n-am unde să filmez. Bă, pula, nu mai filmez, nu mai fac nimic. Și face fata asta random de la masă pe care nu o cunosc. Păi am eu un apartament. Și că da, cum? Păi cum arată? Păi uite, așa a desenat și se potrivea perfect. Și fac eu, păi și mă las să filmez? Da. Blană, ești nebun. Dar zi cum i-ai convins pe Macanache și pe Maya Morgenstern și pe restul. Păi deci cu Maya e simplu și ăsta e un sfat pe care îl dau tuturor care vor să abordeze o mare actor sau un mare om. Te duci și îl întrebi, efectiv. Te duci și îl... Te duci și îl întrebi, zici, bună ziua, mă numesc, uite, vrei să joci? Păi și stai, adică... Pe Facebook. A, pe Facebook, ok. Da, bro, te duci frumos pe Facebook, îi scrii și dacă are timp se bagă. Și nu-ți cere bani, nu-ți cere nimic. Că știu și ce înseamnă să fii la început și te ajută și sunt Maya e... Ăsta e cel mai bun sfat. Te duci și îl întrebi. Să nu, adică e chestia aia că te sperii că, bă, mamă, Maya Morgenstern sau... Și tot adică pe Macanache îl știai dinainte? Nu, eu pe Macanache nu-l știam. Dominte mi l-a adus pe Macanache. Deci ideea era că, nu știu dacă ai văzut un film, ăla care iese din scară și se ia de ăsta și se duce după la cămătar și vorbește cu ei, când coboară el din mașină de apare Macanache, eu trebuia să-l joc pe ăla, că în filme mai mă bag așa cameo, știi? Ca Stan Lee. Da, ca Stan Lee, ca... Tarantino, ca toți băieții șmecheri și grei. Și eu trebuia să-l joc pe ăla. Și mi-a zis Dominte, bă, dar vrei să vorbesc cu Macanache și să-l aduc? Da, adu-l. Și omul a venit și era în pauză, nu știu dacă urma să filmeze sau era în pauză, dar filma videoclipul ăla cu Delia, cu rămâi cu măta. Da, și a venit. Ce tare. A venit omul, a zis, bă, salut, da, mea, nu știu ce, bă, hai să facem, știi? I-am povestit omului, i-am zis ce trebuie să facă, am tras două duble, pa, pa, țac, și aia a fost.
Și așa e, și el, știu, da, e profi. Da, pe ei doi lucrează, că Dominte e și actor, mm-hmm. el e și rapper, e și muzician, știi? Și îl cunoaște, știi? Că și lucra, da, colaborează, știi? Și restul au terminat în generație cu mine, Banciu a terminat în generație cu mine, regie. Nu, Banciu, deci toți sunt actori. Deci toți sunt actori. Nicoleta asta, menajera, e cu un an, a terminat cu un an. Dar eu de unde știam pe tipa asta, în ce mai jucat? Care, pe Nicoleta? Da. Mă, nu știu. Înseamnă că doar e generic gypsy looking woman. Generic gypsy looking. Da, e... Da, nu știu de unde. Da, și ea acum joacă, are și ea o groază de spectacole. Și... E foarte simpatic, chiar m-a convins. Da, bă, e momentul ăla când îi pune mâna la gură și ia mâna de pe față, băule, ăla e improvizat de ea, că ăla nu era în script, da, așa, știi? Și i-am zis eu ei ca să dea bine, am luat-o deoparte și i-am zis, bă, fii atentă, tu, ăsta acum când îi cere parola lui nevastă sa, tu acum trebuie să-l râcâi, știi, să nu stacă gura, știi, să nu stacă gura, să te tot iei de el, să-l faci pe ăsta, să... Și ca reacția lui naturală a fost să-i pună ăsta mâna la gură și ăsta a venit, cu ia mâna de pe față, băule, tu! Da, acolo 99% din oameni râd. Da. Deci toată lumea râde acolo. Da. La Macanache, când îl văd pe Macanache, toată lumea e, wow, Macanache, holy shit! La Maia, dar sunt reacții diferite la Macanache, gen, mamă, holy shit, e Macanache, nu poți crede. La Maia, Maia, shit, a venit Maia. Dar cum... Cum e să... Că presupun că i-ai dat și ei indicații. Cum e să-i dai indicații lui Maia Morgenstern? Bă... Nu, deci, te simți așa un deci, pic? Bă... Când eu cu Maia n-am repetat înainte. Maia a fost singurul actor cu care n-am repetat, că cumva nici nu mi-am permis, da, să-i zic, hei, știi, nu. Ea a venit la filmare cu două ore înainte să filmez. A venit foarte modestă, foarte așa. S-a pus pe canapea și i-am dat scenariul, l-a luat, l-a citit și mi-a zis, bun, și acum? Și am făcut, ok. Și m-am luat și i-am explicat, i-am zis că asta trebuie să se întâmple, că dumneavoastră sunteți așa, 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 așa. Deci Maia, care era mult mai mare decât noi, adică copiii sunt mult mai mari decât noi, vorbea cu toți cu dumneavoastră. Da. Da, adică și nu că ne lua la mișto, știi, chiar și era foarte profi. Adică Maia, când o chemai la cadru, ea era prima. Și pe Maia o chemai la cadru, era prima. E, bă, ai atât de multe de învățat de la ea despre ce înseamnă calm și ce înseamnă profesionalism și ce înseamnă să fii cumpătat și să respecti meseria. Adică ea la un moment dat n-apărea în cadru, știi? Aveam un prim plan de tras cu Costa, cu Voicu, și ea n-apărea în cadru. Și am zis, mă, na, pana mea, nu o chem pe Maia, dacă n-apare în cadru, pana mea, n-o chem, știi? Și când am zis actorii la cadru, văd că vine, și am zis, doamna Maia, nu, dar stați puțin, că nu e nevoie să veniți dumneavoastră, știi? Și a zis, păi cum să nu vin? Păi trebuie să stau aici, să-i dau lui energia mea, da, să aibă la ce înseamnă să reacționeze la cadru, adică să-ți filmezi scena, nu? Deci da, aveam două personaje care stau față în față, știi? Okay. Și a fost camera întâi pe Maia, în care s-a dat toată secvența respectivă, și după m-am dus cu camera pe Voicu, pe Narcis, și am mai dat o dată secvența, știi? Ca să iau reacțiile fiecăruia. Dar, na, când nu era Maia, am zis, bă, să nu o deranjez, o chem aiurea că n-apare, că ea trebuia doar să stea, să tacă, știi? Dar ea a venit pentru că a vrut să-l ajute pe el, știi? Că da, altfel, da, te, altfel da, 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 te ajută când eu vorb, știi? Și la modul, deci noi eram, cred că era mai mică camera, eram 20 de oameni în cameră, deci cam unde-i barul până la canapea, eram 20 de oameni într-o cameră ca asta, lumini, cameră, microfoane, cald, plus actorii, plus 6 actori. Deci 26 de oameni eram în camera aia. Deci stăteam ca sardinele acolo. Și aveam prin plan, deci să-i tragem prin planul Maiei. Deci era camera aici, la cât? Căcat? Aici. Era o blend aici, încă una aici. Venea și microfonul pe aici. Și ea îl vedea, îl zărea pe voi cu așa, pe după capetele noastre. Și a dat la fel replica, perfect, da, fără nicio... E super tare. Și a venit doar o zi, Maia. Deci mi-a zis că eu pot să vin doar în ziua asta. Am reorganizat toată filmarea ca să se potrivească și am zis, bă, dacă nu reușesc să trag astăzi ce am de tras cu Maia și așa, mai că nu. Bă, asta mi se pare tare la filme, că nu se vede ce e în spate, știi? Filmul tău, practic, dacă te uiți așa la el, apare din exterior ca aproape ca un sketch, gen, sunt niște băieți cu o cameră și trag și aia, ies frumos, râde lumea și pa.
Și după aia am văzut la sfârșit cine a fost actorii, sunetiștii, etc. Bă, dar unde erau toți oamenii ăștia? Și la fel și la, la filmele Marvel, că sunt singurele filme la care stai să te uiți la credits, că pentru scena aia bonus, vezi că nu se mai termină credits. Gen, vezi acolo 1000 de oameni care au participat la film și te gândești, bă, unde sunt oamenii? Ce-i cu oamenii ăștia? Păi ăia stau pe baricade, mă, frate. Ăia sunt, adică actorul e în fața camerei, e greu așa, dar și în spatele camerei e o muncă foarte grea, pentru că na, ai echipament, ai cabluri, ai, e foarte greu. Adică și echipa din spatele camerei, they, sometimes they don't get enough credit. Știi? Deloc, ai reținut să stă să citească. Da, asta e trist, că nu stă nimeni să citească genericul, dar să știi că în spatele, adică pentru un film de 3 minute, să zicem, e o muncă de, poți să, și de luni de zile în care stai și te pregătești și faci și când te duci la montaj și na, e greu. Adică gândește că tot materialul pe care noi l-am avut de la Narcis și Fifi avea 4 ore și ceva. Deci noi ne-am uitat la 4 ore, la toate dublele, la toate așa. Și după să le iei, să le editezi. Și stai, am stat câteva, o lună, două. Nu, o lună am stat în montaj cu el. Și stai acolo și nu, e și cu sunet, cu colorizare, pune-i subtitrări, trimite-l în festival. E greu, e greu, știi? Și voi ați luat și ceva premii pentru chestia da, asta? Da, am luat premiul pentru cel mai bun montaj, premiul publicului, cel mai bun scurtmetraj studențesc, și cel mai bun film românesc dintr-o competiție internațională. Da, adică sunt, nu sunt festivaluri de categoria A, dar merg acolo puse, da, puse la CV, știi? Însă că e nasol la ăsta, că multe festivaluri te refuză pentru că n-am drept pe muzică. Eu practic am luat da, muzica aia și am super piratat-o. Am observat asta. No shame whatsoever. Am observat că de când încep să trag și o chestie și vreau să fac intro-uri și melodii să pun pe fundal sau să le pun... Te scoate, ți le scoate YouTube. Nu mi le scoate, dar că nu le pun. Dar gen știu că mi le-ar scoate, știi? Și mă gândesc după aia că, bă, da, uite, chiar trebuie să cumpăr muzică acum, chiar să-ți dau un cel mai tare prototip. Te duci pe, scrii YouTube Music Creator sau da, YouTube Music și găsești acolo muzică pe genuri, pe stiluri, pe instrumente free. Free. Deci o găsești free da, cum vrei tu. Vreau să zic că până nu ajungi să faci chestii de-astea, nu spui niciodată problema că, bă, stai așa, că dacă vreau să pun Stayin' Alive pe, într-o mașină, într-o scenă, dintr-un film, trebuie să-i dau bani lui Bee Gees. Sau... Bă, eu nu le-am dat bani. Da, deci eu am luat, deci eu am luat muzica aia fără ce am... Deci nicio jenă, românești așa. Da, am luat, eu vreau să iau muzica asta. Și bă, dar a mers ca a mers blană. Bă, da, cu muzica am ales-o, adică n-a fost aleasă așa, bun, ce pun aici. Și în scenariu când am scris fiecare secvență în parte, la final ziceam, a se asculta piesa asta pe secvența asta, că îți dă alt vibe, îți dă alt flow. Și când le scriu, când ascult, îmi pun o muzică, o melodie pe care cred eu că o să o folosesc și îți influențează. Ai văzut că și tu când ai o piesă tristă și ești în mașină, te uiți altfel. Dacă n-ai o piesă mai empowering, mai sexy, parcă mergi altfel pe stradă, parcă te uiți altfel la oameni, știi? Da. Cam asta cu asta. Dar multe festivaluri am avut probleme că îmi ziceau, do you have rights for the music? No. Du-te acasă, ești nebun? Da, cam asta a fost. Dar uite, până acum l-am pus pe Vimeo free, că până acum n-a fost free. Am zis, bă, hai că îl țin pentru festivaluri, că unele preferă exclusivitate, știi? Okay. Să nu fie arătat pe nicăieri. Dar am simțit eu că, bă, i s-a cam dus așa, băi, luați băieți, luați-l free. Dar când a apărut ăsta? 2018, deci eu nu mai știu, 2018, okay, nu mai știu exact. Am avut și premieră la el, la Green Hours am avut premieră la el. Mă așteptam să vină 50 de oameni, au venit 200 și a fost super. Poate nu, poate pare puțin 200, știi, dar să-i vezi pe ăștia că vin. Green și Hours e un bar, nu? E un, da, ceva. Un bar, terasă în care mai și se țin și spectacole de teatru și concerte de jazz și nu știu ce, știi? Și să vezi că vin oameni neinvitați și că vin și spun întrebări și așa, bă, e mind-bending, așa zici, bă, ești nebun, știi? E super funky. Și te-a căutat cineva după chestia asta? Fete? Sau ce? Nu, lasă fete. Să zic că, hai, mă bagi pe mine într-un film. Adică, la ce te referi, să mă contactezi cineva, bă, vreau să fac un film cu tine, ia 10.000 de euro? Da, ceva de genul. Nu. Nu? Nu, bro, nu am give the shit. Nu, bro, nu am give the shit. Adică faci un film, asta e cel mai trist în meseria asta, că faci, te chinui, da, luni de zile să faci un film.
repetiții, actori, cum să zic, dificultăți tehnice, stai în ploaie, în vânt, nemâncat, nu știu ce, și faci un, faci un film ca unul să stea, să se uite, să le ia pe telefon, să zică, adică, uite cum e la cinema, tu ce nu suporti la cinema, mâncați și că se dă mâncare la cinema. Deci este cea mai mare jignire, adică tu stai prin jungla amazoniană să te mănânce lei, holera, malaria, pana mea, și faci un film în care, da, îți pui acolo, ai albit în cap, deja ai receding hairline, și să faci un film și să stea unul să bea bere și să mănânce popcorn și să chipsuri. Fucking animal, ești nebun la cap. Adică, da, da, când te duci la, bă, dacă când te duci să o vezi pe Mona Lisa, de ce nu te duci, mă, cu o șaormă în mână? Păi, unii cred că au. Că, nu, așa? Băi, mișto asta. Oricum, nu se la Mona Lisa au ăia grijă să te pună să o vezi de undeva de la 20 de metri. Păi, audita păi și de ce fac asta? Că bă, e respect pentru da, pentru artă, nu, știi? Sunt de acord, dar asta mi se pare că se aplică la filmele astea mai indie, mai cu mesaj, cu anumite finețuri și chestii, da? La un film Marvel, la un film cu explozii și astea... Mă, chiar și așa, mă. Te duci... Da, da, faptul că te lasă pe tine să mănânci o șaorma la cinema și un nachos și un asta, se adaugă practic la încasările filmului. Păi asta și e, ultimately da, se reflectă ei în salariile actorilor. Bă, eu l-aș scoate. Eu personal aș scoate asta. Adică m-aș... Mi se pare așa. Sau uite, oamenii care se uită la filme pe telefon. Deci știu pe unul care mi-a zis, da, eu mă uit la filme, pe ce, pe telefon? Băi, animalule. Animalule. Băi, animalule, uite-te, mă, nene, măcar dracu pe un laptop. Că da, sunt unele filme la care nu poți să-ți dai seama cât de miștoși sunt și cât de mari sunt, decât dacă te uiți pe un ecran mare. Adică, uite... Ecran Lord mare, ce înseamnă? De la televizor în sus. Adică okay, gândește-te la Lord of the Rings. Bă, pana mea, ce înțelegi dintr-un căcat atât? Nu înțelegi, trebuie să te uiți mare, trebuie să te uiți. Ai văzut Dunkirk? Da. E, gândește-te la cum era la cinema, l-ai văzut, Andrei? Păi ia să te duci la cinema, da, să auzi acolo cum vâjie avioanele, cum să vezi ce sun, ce sonorizare are acolo. Da, nu, sunt multe chestii, uite, inclusiv microfoanele astea pe care le-am luat, mă întreba lumea, bă, dar de ce nu folosești la valiere de alea sau microfon de cameră, că tot se aude bine și la... Da, 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 sunt niște chestii foarte... Da, da. Și asta e, deci unele filme, ți-am zis, nu poți să te uiți la ele pe telefon. Trebuie să te duci frumos la cinema, dar acum ce se dă la cinema e... Mamă, deci eu nu mă mai duc la cinema. Deci sunt super proaste. Am fost și am văzut Bohemian Rhapsody. Uh-huh. Mamă, deci toată lumea nebunită cu Bohemian Rhapsody zice că n-au mai văzut un film în viața lor. Bă, deci să muri dacă zici că n-au mai văzut un film. Aia a fost faza că... Na, e un film despre Freddie Mercury și toată lumea l-a iubit pe Freddie Mercury. Da, și... bun, dar toată lumea, mamă, Rami Malek, bă, stai mă, zici că are înviat Michael, ești nebun la cap, că a luat Rami Malek cu Golden Globe, bă, nu știu ce film, Bohemian, stai, domnule, puturi, că sunt și alte filme mai... Mie nu mi-a plăcut atât de mult filmul ăsta. Dacă s-ar face un film despre Michael, la ăla m-aș duce. I'm more of a Michael Jackson fan. S-a făcut ăla, bine, This Is It cu filmările. Un biopic. Cum e cine asta l-ar juca pe Michael? Mă, cine l-ar juca pe Michael? O bună întrebare. Nu știu, nu cred că ar lua un actor da, super cunoscut. L-ar lua probabil pe unul care e underground, din mai, nu zic mai necunoscut, dar nu atât de famous și ar face... Eu ți-am zis, la un film de Michael m-aș zice. Dacă ar fi fost un film despre viața lui Michael, săream de pe scaune, făceam ca negri pe acolo, știi? Eram... Bă, mie mi s-ar fi părut mult mai interesant cum știi că la început trebuia să-l joace Sacha Baron Cohen. Da, pe... am auzit asta, da. Și mi s-ar fi părut mult mai potrivit, dar, na, asta Sacha Baron Cohen are o reputație... E nebun, mă. Ăla e nebun, are toată țigla pe casă. Da. E troleală maximă. Deși știu că s-a certat cu aia, că el voia să facă, să pună... Mai mult accent da, pe fazele gay. Pe fazele gay și pe stilul ăsta de viața lui foarte de wild și parte... Da, și mi s-ar fi părut legit. Adică, până la urmă, na, ai omis da, o parte da, super importantă din viața lui și partea, adică o bună parte din... Tot ce însemna Freddie Mercury, de acolo venea. Da, păi el era party animal, mă. Eu nu știam că era atât de party animal, credeam mai cu mințel, mai stilul da, Michael așa, da, dar era nebun și ăsta, da, cu cocaina, cu petreceri, dezmățuri, chestii, nebunie și cu ăsta. Dar știi că în versiunea lui Cohen, el milita ca de la jumătatea filmului Freddie să moară și filmul să se continue cu membrii trupei care încearcă să se reunească da, ca formații.
Bă, depinde. Ai văzut Place Beyond the Pines cu Ryan Gosling și cu ăla, cum îi zice, cu Bradley Cooper? Deci e, l-ai pe Ryan Gosling jumătate de film sau, da, sau mai mult, un pic mai mult de jumătate de film, l-ai pe el în principal și deodată moare. Și zici, bă, stai, cum? Și nu se continuă cu Bradley Cooper. Și zici, păi, da, da, aici, na, mi se pare că... Dacă ai făcut bine, dacă ai făcut da, bine... Da, dar până la urmă e biopic Freddie Mercury, nu poți să-l omori pe Freddie Mercury la jumătate. Cred că era interesant. Dacă era făcut bine, îți spun eu că o credeai. Dacă ai făcut, dacă ai făcut o chestie bine, o crezi. Nu știu. Ai observat în ultima vreme că apar tot felul de filme, seriale, chestii în care moare lume importantă, adică mor personajele la care ții? Gen... Inclusiv Game of Thrones, de exemplu. Până mamă, Game of Thrones a avut succesul ăsta pe care îl are, inclusiv pentru chestia asta, că nu se mai întâmplase niciodată într-un serial să moară atâtea personaje principale, centrale. Toată lumea era șocată. Bă, o să râs, dar eu nu m-am uitat la Game of Thrones, sunt super peasant. M-am uitat doar la două episoade din Game of Thrones. Bă, dar nu m-a prins, am zis, bă... Parcă nu, eu nu mă uit la seriale, n-am răbdare, eu am, fefic n-am răbdare pentru că am ADHD și mie îmi place ca... De unde știi că ai ADHD? E diagnosed and shit. De cine? Adică ai fost la mai multă lume? Când era mai mic, da. Bă, uite, asta mă deranjează pe mine cu valul ăsta de ADHD lately. Pe vremea noastră, cel puțin Sergiu, la Motru, tu știi pe cineva cu ADHD din generația noastră? No. Te băteau părinții și aia. A, bine, asta cu da, că te... Stai mă potolit. Da, nu, el nu era. Nu, altceva. Mi se pare că acum prea ușor se pune diagnosticul ăsta de ADHD. Dar bine, dacă tu zici că de mic... Bă, la mine... Bine, te gândi că, nu știu, nu puteam sta atent și îmi dădeam cu... Da. Îmi băteam cu ei în cap. Nu, eram... Da, sau... Nu, eram foarte hiper... Nu puteam sta, vorbeam în continuu și dacă mă punea cineva să tac sau să... Să fiu atent la școală, bă, nu puteam, mereu stăteam, imaginam chestii, băteam un ritm, nu puteam fi atent. Și de-aia nu-mi place un serial, că mie îmi place că acțiunea se consume, hai să zicem, în 3 ore, jumate, maxim, pana mea, să știu că s-a terminat. Dar dacă mă duci cu povestea 5 sezoane, 6 sezoane, bă, n-am răbdare că mă plictisez, zic, ce tot pot să-mi... Știi? Și mie mi se pare asta cu prelungitul... Chit că se dezvoltă povestea, dar... Da. Nu, asta cu prelungitul pe mai multe sezoane mi se pare și mie aiurea. La Game of Thrones am acceptat că, da, e serial de suflet. Bun. Și să fie cât mai multe, atâta timp cât sunt bune. Dar sunt multe exemple de seriale care se prelungesc efectiv pentru bani. Dar oricum, în 3 sezoane, așa mie mi se pare The ok. The Walking Dead, gen. La fel, nu m-a prins niciodată, nu m-am uitat. Deci m-am uitat la... Am zis, domnule, că eu citisem și benzile desenate care sunt o bombă. Dar m-am uitat la vreo 4 sezoane, nu știu cum am ajuns să mă uit, mă uitam cu fosta mea prietenă, că ei îi plăcea. Bă, dar la un moment dat nu mai puteam, deci stăteam, mă uitam și zici că eram în comă. Deci nu înțelegeam ce se întâmplă, ziceam, bă, îmi murise creierul, că nu mai puteam să mai relaționez cu ea, nu mai eram implicat în poveste, efectiv treceau imaginele așa prin fața mea. Bă, mi se pare interesant că vezi lucrurile așa, pentru că cel puțin... Din punctul meu de vedere, mi se pare că moare un pic filmul în favoarea serialului. Nu se prea mai fac filme ok, cel puțin n-ajung la mine filmele ok. Și acum rup serialele Netflix, pe Netflix-ul. Netflix-ul ăsta, adică that's the way of the future. Da, dacă te uiți pe Netflix la filme versus seriale, plânge. Acolo au numai mizerii la filme. Deci filmele făcute de Netflix sunt... Da, sunt nașpe. Dar serialele, în schimb, sunt bune. Păi da, mă, pentru că omului nu-i mai place să se ducă la cinema, să nu poată să aleagă lângă cine stă, să nu poată să se îmbrace cu hainele cu care vrea el neapărat să se îmbrace. Omul vrea frumos să se ducă acasă, să pornească el filmul, serialul când vrea el, să stea în chilot, să stea în halat, să stea cum vrea el, să pună pauză când vrea el. Chestiile pe care le poți face într-un serial în care ai, nu știu, 20 de ore la dispoziție sunt clar mult mai largi decât ce poți face într-o acțiune de 2 ore. Da. Sunt foarte multe chestii într-un film care scapă. Adică sunt oameni care fac filme foarte complexe și încearcă să înghesuie foarte multe referințe, foarte multe chestii printr-un cadru îndepărtat pe care nu-l observă nimeni.
Și practic ar trebui să te uiți la un film de 5 ori foarte atent ca să vezi toate dedesubturile. Bă, pastea dacă le prinzi, le prinzi, dar depinde acum și de regizor și de direcția în care vrea el să meargă. Uite că și la Marvel sunt o groază de easter egg-uri și de hidden references pe care le prinzi doar dacă te uiți a doua sau a treia oară sau a nu știu câta oară. Ai văzut... Da, dar diferența e că te poți uita la un film de ăsta de două ori în care efecte speciale, explozii, moare lumea. Pe de altă parte e greu să te uiți de două ori la un film cu din astea, nu știu, o dramă sau ceva. Mai arții. Da, mai arții. Bă, e și de cum ești tu ca, da, ca spectator, că acum filmele Marvel n-au nimic și nici alea mai arții n-au nimic. Depinde ce vrei tu. Ai văzut, spre exemplu, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri? Mm-hmm. Tu l-ai văzut, Sergiu? Nu l-ai văzut. Bă, de ce ăla e un film făcut de un tip care face teatru, dacă nu mă înșel, și e o dramă. Bă, da, e răvășitor, adică dacă te uiți până la final îți sfâșie sufletul. Și nu e un film cu efecte speciale, cu așa, depinde cum e făcut. Că uite, acum multă lume consideră uite, spre exemplu Pulp Fiction o capodoperă. Mie nu mi se pare atât de așa, dar depinde cum e făcut. Trebuie să te țină pe tine și să te țină acolo, investe din the story, știi? Că dacă ai un personaj care nu face nimic... Nu știu dacă Pulp Fiction a fost un hit și când a apărut, că mie mi se pare că Pulp Fiction a început să rupă de când a apărut cultura memelor și a apărut foarte multe meme cu Pulp Fiction. Nu, mă, nu. Pulp-ul a rupt de când... Rupt? Nu, deci Pulp-ul a fost făcut prin anii 90, 2000, ceva în genul ăsta. Bine, el făcuse, Tarantino făcuse Reservoir Dogs înainte, care e... L-ai văzut? Da. Ai văzut că sunt unii într-o... garaj, da, ceva... Și se împușcă, se fac, unii vin, alții pleacă. De ce era mișto povestea asta și de ce e el șmecher? Pentru că el a reușit într-un film de o oră și ceva, a avut maxim sau mainly o singură locație. Și trebuie să fii super șmecher să poți face un film care să te țină și să te prindă având o singură locație. Da, așa foarte multe filme al Tarantino și Hateful Eight, de exemplu. Bă, The Hateful Eight, ți-a plăcut The Hateful Eight așa? Bă, mi-a plăcut. În Hateful Eight am rămas cu un dialog despre justiție de acolo. Zice, l-am dat o chestie despre justiție, că diferența dintre dacă te omor eu acum sau dacă... te omoară statul, e călău cumva, nu? Când erau ei în căruță sau în... Nu, erau... Când ajunseseră în... Deci erau în casa aia, nu știu să-l zic cuvânt cu cuvânt, acum sunt convins că o să-l fac praf, dar vorbea despre chestia asta, justiția, că la ei încă, pe vremea aia încă erau execuții publice. Și zicea unul că, ok, dacă tu omori pe cineva și te omori eu după aia, sunt și eu criminal, ești tu criminal, dar dacă stau să te duc la stat, să te judece, să asta, e ok, toată lumea e fericită că ai murit și asta. Și practic diferența între asta și asta e că, na, există un călău care... L-am făcut praf, dar l-a zis frumos. Și în Reservoir Dogs mi-a plăcut ăsta, dialogul despre bacșiș. Ăla ci că e un dialog. Eu mi-am dat licența din Tarantino, deci deci am citit tot ce se putea de. Discuția aia i-ar fi o discuție reală pe care Tarantino o avea cu prietenii lui. Ăsta, de ce e el șmecher? Că el avea o ureche foarte bună, pentru că asculta foarte mult oamenii din jur și lua tot ce îi convenea lui și le băga în filme. Și că el la început trebuia să-l joace pe Mr. Pink. Și foarte smart asta, așa, că așa e el în viața reală. Mr. Pink era Buscemi? Buscemi, da. Numai că a venit Harvey Keitel, care a început să bage bani în film ca producător și i-a zis, bă, dar nu vrei să te duci tu la New York, pac, să-l cunoști pe ăla și pe ăla și pe ăla, și atunci s-au schimbat rolurile. Și ăla e un dialog real despre bacșiș, adică nu e o invenție de-a lui, bă, ce... Așa vorbea el cu prietenii lui și... Tu ce părere ai despre bacșiș? Bă, nu, eu las bacșiș, că asta am învățat. Nu, lași că se lasă, că... Da, că așa... Te duci la frizer, bă, ca bărbat, lași bacșiș, pana mea. Dar n-asta niciodată să mă gândesc, bă, de ce? Pana mea, lași bacșiș. Dar el are dreptate, nu? Cumva monologul ăla cu bacșișul Buscemi. Adică, ăluia de la McDonald's, de ce nu-i dai? Știi? Da, îi dai o spătăriță. Pentru că așa se face. Păi da, de ce se face? Așa se face.
Da, sau de exemplu, mai dădeam exemple când venea vorba de chestia asta, de ce nu lași bacșiș niciodată când ești la pregătire, de exemplu. Pregătire la ce? Matematică, să zicem. Îți cere, nu știu, 50 de lei. Pe asta nu te gândești vreodată la chestia asta. Mă, să ia, știu. Bine, oricum nu stai bun și oricum ia el toți banii. Și... Da, da. Da, chiar, de ce nu lași bacșiș acolo? Tu ce zici, Sergiu, de ce nu lași bacșiș acolo? Păi, cu siguranță e perceput altfel, nu știu, serviciu, uite, de exemplu, cu chestia cum e în Sudan, îți pare total greșit, cum lași bacșiș la o spitaliță, da, sau la un spital. În principiu se zice că lași bacșiș la persoanele care lucrează în servicii, la care, gen, te servezi pe tine ca și cum tu ai fi stăpân or something. De exemplu, te duce șoferul cu taxiul, îi dai bacșiș. Te servește la masă, îi lași bacșiș, te tunde, na. Dar la McDonald's de ce nu? Adică... sau când te duci la curve. La curve de ce nu? Sau și la alele. La... și acolo da, nu, n-am auzit pe nimeni. Am auzit că se plâng acum prostituatele din Gorj. Din Timișoara. Se plâng prostituatele din Timișoara că toți oltenii care se duc la ele nespălați și cer reduceri. Bă, asta mi se pare ce okay. Reduceri ăștia nespălați? Nu, cer reduceri bărbați în general. Mi se pare că asta e o chestie tipic bărbătească, gen să te crezi tu că bă, eu te distrug, te rup în două, ar trebui să dai o reducere că îți place și ție, știi? Adică zita mai ard măsarul, ar puțin respect. Și data viitoare din partea ta, da? Cum ești? Mamă, încerc să mă gândesc, bă, mă duc la una, ok, bun, dă-mi o reducere. Nu, dar o întreb, cât ceri? Păi 50 de euro. Ce 30. Pentru nu? Mine... Pentru... Bă, și dacă nu te ridici la nivelul așteptărilor, ce ai râde de tine? Păi nu știu, că oricum banii dai întâi. Păi bun, da, banii dai întâi și după tu îi zici, mamă, că te rupte, nu știi, și aia zice, da, ia, hai să te văd. Și nu te ridici, ce faci? Să eu mă ridic, încet și plec. Sau plâng. Ar trebui să fie un acord în care trebuie să-i dai dublu. Dacă îți faci o reducere de, să zicem, pe 50 de euro, îi dai doar 30, puneți de acord și la sfârșit, dacă ea n-a fost satisfăcută, trebuie să-i dai dublu. A, mă, dă-o încolo, că așa minte, ești nebun, o să zică clar, de la... nu mai satisfăcut. No, păi îți mai dau, nu, că a expirat timpul. Bă, da, asta e, wow. Uite, never thought about that. De-aia facem podcast, vezi? Da, păi... wow, mamă, da. Asta cu... Și unde ar trebui să mai dea bacșiș și nu se dă? Unde ar trebui să mai dea bacșiș și nu se dă? Sau unde se dă și n-ar trebui să se dea? Păi... La doctor. A, da, sunt... La doctor. La doctor e ilegal. La doctor când te duci și îi lași o atenție acolo, cred că e cel mai bun exemplu de nu face asta. Uite, bă, dar asta e înrădăcinată în tradiție, adică nu te poți duce la doctor acum fără să-i dai. Asta e reminiscența comunismului, că înainte, practic, trebuia să te duci ca să ai intrare cu un pachet de Kent, o schemă, și toți părinții care sunt crescuți în perioada aia, așa ne-au crescut și pe noi, așa presupun că și tu când te duceai, da, când erai mic la doctor. Cu pachetul. Dar nu, bă, n-am înțeles asta, nu înțelegeam pe maică-mea sau puteai cu mine, de ce cu pachetul așa, cu pachetul de cafea, Iacob's, nu știu păi, ce. Da, păi atunci, nu, dar sau... asta era moneda de schimb în comunism. But why though? Păi nu erau, nu se găseau. Adică dacă nu puteai să te duci cu echivalentul în bani, că practic toată uite, lumea da, avea acum, bani. Da, acum ce mai faci? Cât are salariul un doctor, mă? Nu știu, peste 100 de milioane. Depinde cât de bătrân e. Stau bine doctorii. Ce dracu te, cu ce poți tu să te duci? Adică păi, da, nu, cât da. Poți să-i dai omului ăla încât el să-i aplică așa fără? Știu o poveste, s-a dus unul la doctor cu nașa, cu nevasta, ce faci? Și ia-ți la doctor, da, domnul doctor, nu știu ce, că uita și i-a întins plicul. Ăla a luat plicul, n-a schițat un gest, n-a zis nimic, a luat plicul așa. Și venea cu ăluia să-l ia pe ăla la omor, așa. Adică cât poți să dai tu, ca, încât ăla să accepte șpaga? Adică... Mă, faza e că, ți-am zis, e diferență de cum ai fost crescut. Pe de o parte cum au fost crescut ăștia care dau șpagă și pe de altă parte cum au fost tu dacă ai avea un salariu de 180 de milioane, să zicem, da. Ai mai luat șpagă? Să mor tu că ai mai luat șpagă. Păi nu, dar stai că n-am zis că aș lua. Nu, adică
Nu, da, ideea e că depinde, ți-am zis, depinde cum ești învățat. Sunt oameni care au luat șpagă toată viața și le se pare că absolut li se cuvine și nu o văd ca pe o șpagă, o văd pur și simplu ca pe o atenție, ca pe o... Bă, mă, că faci gura voastră. Am să... eu dacă aș avea salariul de 180 de milioane și aș fi doctor, da? Da. Și mi-ar veni unul că, uitați, domn doctor, i-a zice, stai treacu, potolii, mă, da, eu... că am 180 de milioane, da. Cât ai tu acolo? Pui 20 de milioane, pleacă-mă de aici, nu, cu ăștia. Da, asta zic că depinde cum ai fost crescut. Dacă ai fost crescut și chestia asta ți se pare normal, aia e, adică... Nu e ca și cum dacă ai salariu 180 și vezi 20 de milioane pe jos, nu iei, știi? E exemplu clasic. Eu nu i-aș lua. Mă jur, jur că nu i-aș lua. Da, dar uite, 20 de milioane de la un, 20 de milioane... Da, așa îți face palatul. Bă, da aici... Sergiu, câte minute avem? Suntem la 45. Ah, stăm bine. Bă, da aici dai și la... Pe lângă doctorul mare, asistentă, brancardier... anestezist, ei, șofer, și, femeie de se... Da, băi, deci, și în partie. Ești nebun dacă... Mie chiar mi-e teamă că dacă mă îmbolnăvesc gen super rău la un moment dat, nu știu, și un nașpa, păi, ce dracu fac, mă? Că plec, pe bune, mă duc în spital și... Bă, e faza... Asta e o problemă mare la România, că România e super mișto, dar dacă oamenii ești ok. Nu, dar dacă tu ești ok, adică dacă te îmbolnăvești de ceva mai serios... Și n-ai bani, clinică, cam nasol, Turcia, cam nasol, da, Turcia, zboruri către Turcia. Eu am întrebat-o pe maică-mea la un moment dat, văsem o știre cu ceva nasol care s-a întâmplat într-un spital la noi, tot așa, s-au îmbolnăvit bebeluși, pacienți, o chestie din asta super nașpa. Mă, și am stat și am întrebat-o pe maică-mea, bă, mamă, dar pe vremea voastră, când erați tineri, mai mici ca mine, de-o seamă cu mine, mă, tot așa era? Și că da, mamă, tot așa era. Tot așa era, numai că nimeni nu, da, știi, nu se mediatiza chestia asta. Da, uite care e faza. Eu am vorbit acum, am câțiva prieteni care sunt medici de foarte puțin timp, din generația mea sau mai mari, și efectiv sunt oameni mai bătrâni care când vin la doctor se simt nevoiți, că așa au fost ei învățați, așa li se pare normal, nu văd ceva greșit în asta, nu văd ca și cum ar fi o șpagă, nici nu concepe cineva că ar putea fi ilegal să dai șpagă sau să iei șpagă ca doctor. Și se duc cu bani sau cu ce au, știi? Haideți, domn doctor, luați-a, hai, vă rog eu, frumos, hai să nu se poate, domnul. Și... ăștia mai tineri, bineînțeles, bă, nu luăm, că jurământul nu e ok, că jurământul ca asta, și oamenii se sperie atunci, la modul că dacă vin cu bani la doctor și doctorul nu vrea să ia bani, se sperie în sensul nu vrea să mă trateze. Nu vrea să mă trateze, nu se mai poate face nimic, chestii de astea, și efectiv își iau panică și trebuie să le explice, doamne, uitați, nu e... legal. Mamă, e... și se dă scurt circuit la creier. Da, și efectiv toată realitatea lor se distruge, știi? Și gripa a făcut a 19... Stai că gripa a făcut a 19 victime în spitale, școlile au primit ordin să aplice măsuri drastice. Bă, asta sună a fake. Mă, știi pe ce să intrați, mă? Intră pe Botoșeneanul ceva, o chestie. Sunt știri din Botoșan și să vezi cum le formulează. Și sunt știri din astea, șoc și groază, un om a fost îngropat, de fapt era viu. Ia uite, dar fii atent ce titlu, afacerile se prăbușesc iarna, tarabe din piață, spălătării și terase pustii. Ia, da, bravo, mă, ce vrei să mergi, deci, la? Bă, sunt numai știri din astea. Ploaie de plângeri. Ia uite, ploaie de plângeri, ia de-i mai jos. O fabrică din Botoșan preluată de francezi, mamă, super știri ești, nu? Mașină înfiptă într-un șanț. Da, muncă, deci arată... Da, acesta este criminalul care a luat nu știu câte vieți. Da, e și făcut în așa fel site-ul încât să te sperie, adică e scris cu roșu așa. Bă, pe asta e mare tactică. Tu știi, asta e mare tactică de manipulare. Tu știi că noi pe zi ca oameni suntem bombardați cu peste 5.000 de reclame? Pe zi, 5.000 de reclame. Oriunde te uiți și oriunde te uiți, ia uite, Sprite, YouTube, C1, GoPro, nu știu ce. Și atenția noastră nu mai e cum era acum, da, 50 clar, de ani. Că nu, pe ce făceau ai noștri acum? A ta oricum e mai proastă ca aia de HD. Da, și că e, și oricum sunt eu mai zvăpăiat de fel, dar... Și de asta acum filmele, mai ales astea comerciale, au sunt numai bum, 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 explozii, culori frumoase, da, sunete, da, mama, ca să te țină captat acolo, știi? Da. Și asta e o manipulare în sine. Da, și chestia asta se vede în momentul în care vrei să te concentrezi, în momentul în care ai nevoie să te concentrezi, să citești ceva sau să scrii ceva.
Da. Te rupe. Eu, de exemplu, ca să pot să stau concentrat o oră, două, să scriu ceva, trebuie să-mi bag telefonul în sertar. Mă. Că dacă îl văd, deci doar dacă îl văd, da, am așa, am tendința să-l verific și cel puțin dacă se mai aprind și luminițele, deja gata. Eu mi-am dat seama că am o boală cu telefon în momentul în care eram la bucătărie și m-am dus la baie să mă spăl pe mâini și mi-am luat telefonul în mână. Da, sau la duș, acum toată lumea deci și-a telefonul la duș. De ce, da, de ce le iau și am vrut să-l iau. Cred că o să-mi ștergi și la un moment dat și Facebook. V-ați făcut experimentul ăsta? Eu nu pot, că eu practic asta fac mai nou. Sunt influencer și... Na. Dar chiar, ce înseamnă influencer? Adică, efectiv, asta înseamnă să influențezi niște oameni? Bă, nu, influencer are mai multe conotații. Înainte să apară social media și astea, practic, influencerii erau liderii de opinie, de exemplu. Erau niște oameni carismatici. Formatorii de opinie, așa, whatever. Și oameni carismatici care aveau, dădeau senzația a oferi o părere obiectivă despre un anumit domeniu, lucru, chestie și practic influențau în sensul ăla toate persoanele pe care le targetau. De exemplu, Mircea Badea era considerat formator de opinie la un moment dat și probabil că încă e. Pentru că, na, știa să prezinte informația într-un mod în care zice, bă, clar, așa, ei sună super logic. Ăsta era formatorul de opinie. După aia au început să apară ăștia în online, vloggerii și... Mamă, ce nebunie cu vloggerii, cu ăștia mici de fac acum. Acum cu vloggeri, da, dar au început cu vloggerii. Bă, ești nebun, deci acum când... Și practic, asta ziceam, că influencerii sunt ăștia care au un anumit public, o anumită audiență, mai mică sau mai mare... Și sunt influenceri în sensul că dacă ei spun ceva, practic audiența lor o să fie de acord, audiența lor o să cumpere ce cumpără ei, ce promovează și asta. Mie, eu îmi zic că sunt influencer într-un mod așa, peorativ. Că na, eu am 3.000 de oameni care mă urmăresc pe Facebook și... 3.000 de oameni? 3.000 de prieteni pe Facebook. A, 3.000 de prieteni, am crezut că ai 3.000 de followers. Nu știu câți prieteni am, Dana. Acum... Bă, mie îmi plăcea de Mircea Badea, că tot ai zis. Da, la un moment dat, mi se părea așa funny că omul era direct și, da, bă, s-a dus rău de tot în bălăria acum, mâncați-și gura ta. Da. Omul s-a... Nașpa rău. E țara arde și... Faza e că el și-a ales, sau mă rog, și-a ales el, dar așa s-a nimerit să aibă un segment de public care nu mai este deloc marketable și care o să moară în curând. El a ales să rămână la antene, care au un traseu clar orientat spre publicul mai bătrân și na, o să sufere pe viitor. Nu știu ce o să facă peste 10-20 de ani. Cine o să-l mai asculte pe Mircea Badea? Trebuie să-și modifice radical părerile și asta. La radio, băiatul, care și emisiune radio. Pe ce, ce radio? Pe... Parcă da, avea ceva matinal. Radio Zoo? Da, mă, da, nu, pe Radio Zoo, da, avea o emisiune pe Radio Zoo, nu mai știu, nu cred că o mai are acum, pentru că, na, de când s-a început cu comentariile alea, uite, Radio Zoo. Decembrie 2018. Da, e ok. Da, la Radio Zoo mai multe persoane antipatice, sunt și aia, Buzdugan. Da, Buzdugan și Morar, ăștia sunt cei mai... Bă, foarte antipatici. Bă, sunt, adică, știi ce mi se pare nasol? În momentul în care faci un comentariu din ăsta nașpa și nu-ți iei nicio, măcar un bobârnac peste cap sau ceva, bă, e nașpa. Adică, altă până parte... unde merg pilele astea, știi? Bun, eu sunt cu tare și mă apuc să zic o chestie super controversată, nu știu, muie la țigani. Zic o dată așa. Da, sau uite, sau eu țin cu PSD-ul, muie tot tuturor ăstora care țin cu PSD-ul. Bă, și sunt, adică sunt persoană publică, sunt la radio și mă ascultă lumea și așa. Bă, e părerea ta, dar adică cum au făcut ăștia mișto de ăia cu bananier, cu echipa de fotbal din Congo, că sunt mai mulți, că nu știu, bă, man, stai dreapta. Nu, aia a fost șocant și pentru mine, știi că eu, na, de mult nu prea mai urmăresc chestii de-astea de la noi din țară și urmăresc emisiuni și astea din America, în principiu. Și acolo știi cum sunt ăștia super sensibili cu orice fel de urmă de rasism și au dat-o chiar în extrema cealaltă. Bă, și apoi aud pe ăștia bucata lor despre echipa de fotbal a Naționalei Congo
Și nu, i-au scos din maimuțe, macaci, babuini, urangutani, bă, toate, bă, și nici măcar, zici că era erau glume, dar nu, era nasol. Bă, asta cu bă, știi de ce cred că americanii s-au dus așa mult în bărării? Că n-au ce face, mă. Da. Ăștia au atât de mulți bani și atât de mult timp încât n-au, dar știți de unde a pornit toată chestia asta cu nebunia asta cu transexualii, cu gender, I identify as a, nu știu ce, și deci eu așa cred eu, că la un moment dat într-un bar din America era un transexual. Și pe bune asta, era un transexual, okay. Și omul s-a dus la baie. Și era baia de fete și baia de băieți. Și omul n-a știut ce să fac. Omul s-a oprit și că a avut o dilemă. A zis: "Bă, eu nu mă duc la baia de fete, că nu sunt fată, dar nu mă duc nici la baia de bărbați, că eu nu mă simt un bărbat." Și a postat pe Facebook. Băi, și de acolo s-a căcat în mijlocul barului. A postat pe Facebook și toată lumea a nebunit. Acum da. Am auzit că vor să-l facă pe Moș Crăciun, să-l facă negru transexual gay. Vor să-l facă, băi. Da, este, stai puțin, dacă ești transexual mai poți fi și gay? Cum adică, nu știu, cum funcționează? Păi tu, ți-e-ți place să fii femeie, să te îmbraci femeie, dar să faci sex cu bărbați, nu? Sau nu asta înseamnă? Păi nu, stai, nu mă, stai, nu, stai puțin, ca să fii transexual gay trebuie să fii în felul următor. Deci eu ar trebui să-mi fac schimbare de sex, să fiu fată și să-mi placă fetele. Gen, asta înseamnă transexual gay. Poate regăsești mai mult în a fi femeie, dar schimbarea de sex poate nu e completă, că asta e și problema în cele mai multe cazuri. Ei își spun eventual țâțe și injectează hormoni. Mm-hmm. Dar ei rămân cu trompa între picioare. Și aici e de problemă. Bă, cât, da, cât, da, cât hassle așa să fii, să... Da. Da, e, facem, luăm, mamă. Da. Da. Contează să te simți, mă. Asta contează. Bă, eu, de exemplu, aș putea să fiu transexual gay acum dacă eu în sinea mea m-aș simți femeie și aș spune la toată lumea că I identify as a woman și aș continua să mă văd cu femei. Deci, efectiv, eu sunt un transexual gay acum dacă vreau. Bă, wow. Chestia care a dus-o la extrem, nu știu dacă ți-a dus aminte, când mi-a făcut contul de Spotify, da. Te întreabă, nu mai întreabă ca înainte male or female, te întreabă binary or non-binary. Băi, ești nebun? Da. Binary or non-binary. Da. Adică ce e asta? Binary dacă te regăsești în male și female, sau non-binary înseamnă că nu te regăsești în acest. Da, ei spun că nu există doar două genuri, bărbați și femeie, ca să fii într-unul cu 1000 de genuri. Și că genul este un spectru mai larg și poți să te simți oriunde în spectrul ăla. Adică poți să mă identific ca o... Ca ce vrei tu? Ca trei sferturi bărbat, de exemplu, și un sfert femeie. Poți să mă identific ca o ființă mitologică? Sigur că da. Chestia e că aplica asta Spotify, care este totuși este o firmă destul de mare. Da. Păi nu, în toate firmele astea de pe Silicon Valley, inclusiv YouTube-ul și toate astea, au o politică super inclusivă așa cu, și super, sunt super stângiși din punctul ăsta de vedere. Dacă pui de exemplu, dacă uite, dacă ce am vorbit noi acum s-ar fi petrecut în limba engleză, să fie mai ușor acaparată de boți și analizată și astea, noi n-am fi putut monetiza ce spunem, că ar fi fost clasificat ca hate speech. Hate speech, băi, mă? Mai ales când ai zis tu așa ca și exemplu muie la țigani. Pua, direct. Bă, așa a fost, da. Așa a fost ăsta, un tip de la Netflix care era, nu știu, șef al departamentului de marketing something și zicea în ședințe, spunea la modul că hai să nu mai folosim cuvântul nigger, că dă prost și nu știu ce. Și au fost câțiva negri de acolo care au fost foarte deranjați de chestia doar asta. Doar că a zis și... cuvântul. Da, a zis cuvântul, dar a zis gen... Să nu-l folosim. Să nu-l folosim cuvântul nigger, dar l-a folosit, l-a pronunțat. Ma. Și i-au făcut reclamă și l-au dat afară până la urmă. Sergiu, câte minute mai avem? Suntem la 58. Da, hai să încheiem. Mai vrei să ne spui ceva? Ce să mai zic? Bă, uitați-vă la Narcis și Fifi, e blană. Ce și, proiect... și la ceva bun, la ceva bun, că mi-am deschis un canal de YouTube în care fac sketch-uri, da, ceva bun se cheamă. Nice. E ceva un bun. Proiect side project, just for fun, că din 2019 am zis, bă, vreau să fac tot ce ține de vizual, vizual, creativ, I wanna do that shit, știi? Și mai ai ceva filme de făcut? Da, trebuie să mai apară un film prin februarie sau martie. Trebuie să-l termin, că sunt la montaj cu el. E ultimul meu film și... Cum ai, cel mai recent film, adică. Da, cel mai... Da. Și apar cam aceiași care au apărut și Narcis și Fifi. Apare Narcis, apare Menajera, apare Renato și
alți guest și stars. E ceva să continuă sau ceva? Nu, e o poveste diferită. Okay. Sunt doi polițiști la țară care găsesc un cadavru, într-o curte, dar de fapt ăla nu era un cadavru, era unul beat. S-a chemat presa și ăștia ca să nu se facă... Cine joacă cadavru? Bă, a jucat un băiat, Andrei Redinciuc, și după într-o zi n-a mai venit și l-am jucat eu. Și mi-am pus o pătură pe cap să nu se vadă că sunt eu. Înțeles. Deci da. Ok, mulțumim pentru cei care ați rămas până aici. A fost super tare, Șerban. Putem să mai facem asta? Mai facem, dacă super. Prinde. Dacă faci mai mult de... Câte like-uri faci de obicei? Nu fac like-uri, dar... Dacă sunt mai mult de 10 like-uri... Nu, hai, 50 de like-uri, mai venim și ne băgăm în chestii mult mai rasiste și mai controversate, zicem, de mame, de, nu știu, glumesc. Super! Salut! Vă pup!